Salutare dragi vereșani și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special, dar înainte de a începe acest clip aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-a păsat butonul de like, bineînțeles dacă mă susține și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine fraților, așa cum ați observat și din titlu, de astăzi o să reîncepem seria de survival cu abonații și o să o reîncepem pe serverul DeepCraft, cei care sunteți mai veterani la mine pe canal știți prea bine că am avut mai multe serii de, genul în care mă jucam pe diferite live-uri sau poate chiar și în episoade alături de abonați, niște survival-uri în alta, însă am zis frate, hai că uh, știți prea bine că în serie de Magic S&P nu vă pot introduce pentru că nu e serie solo uh, și am zis frate, hai să, dacă tot joc de foarte mult timp pe Diggraph și am o experiență destul de mare și am avut și grad, am zis hai să încep și o serie alături de voi, bineînțeles, seria o să fie doar pe live-uri, deci o să, ne, o să ne jucăm și pe live-uri, voi o să vă puteți juca și off-camera, bineînțeles, uh, o să vă introduc în protecție și totul o să fie bine. Cam așa arată spamul din, câte am, din câte am înțeles și din câte observați și observ și eu tot în același timp. S-a dat wipe pe server și de asta mai mult am ținut, de asta nici n-am mai postat survival pe DeepCraft pentru că am așteptat puțin wipe-ul ca să pot să, uite și, uite și DeepCode, văd că e online, super, super tare am ținut foarte, foarte mult să aștept o hype că iar iar ca mai apoi să pot să încep seria cu abonații, că aveam de foarte mult timp un plan să, să, încep o serie cu abonații, dar cum nu prea am avut timp, am zis, frate, aia, mai aștept puțin. Bun, în momentul în care intrați pe server, voi o să primiți Aici mai multe chestii, armură, sabie, eternă copă, 5 diamante, protecția care este un bloc de emerald și un arc, mi se pare. Uh, bun, mai avem uh, acces la kit start, mi se pare kit start, dacă bine mi-aduc aminte, kit start, ok, să ne punem rapid kit start-ul, primiți aici niște bricks-uri și multe alte chestii, armură, sabie, mâncare și mai avem acces și la comanda kit bonus, mi se pare, pe care am primit-o primit chiar acum. Apropo, eu sunt pe versiunea 1.12, deci na, cei care o să doriți să jucăm împreună va trebui să intrați cu versiunea 1.12 pe lângă acest lucru mai avem aici votare, ok, mai avem și uh, RTP mi se pare care este acolo, random RTP uh, uh, sau, râtăpâ, sau rand, random teleport, dar puteți să da dați uh, și prin chat uh, RTP și uite m-a teleportat lângă o protecție bănuiesc, din câte bine observ, deci e cineva pe aici. La Fly mi se pare că nu mai am acces, că l-am folosit, uh, nu ai acces, uh, nu ai destul credit, uh, pentru a via Fly votează serverul, sau votează serverul slash vote, ia să vedem puțin. Uh, ok, ok, și acum pot să dau fly sau ce, că nu prea, nu prea mă pricep aici În fine, da, o să, o să vorbesc jos ca să am fly permanent, ca așa o să fie mai frumos, bineînțeles Hai să mai încerc o dată, slash, uh, rtp, sau că după câte secunde, rtp Adică 31 de secunde. Hai că mă mai plin puțin pe aici. Deci, încă o dată, fraților, repet, o să începem seria de survival cu abonații, o să ne jucăm pe fiecare live stream, o să stau și pe, pe, Discord de asemenea, deci o să fie super, super tare. Acest episod mai mult este informativ, o să mă și joc puțin, să mai fac rost de resurse, o să mergem la minat, o să-mi găsesc un loc de casă în acest episod. Deci, na, sper să vă placă și v-aș ruga ca cei care doriți să participați în serie să intrați cu versiunea 1.12, cel puțin așa ar fi interesant, pentru că na, sunt foarte multe chestii și știți, știți prea bine în versiunea aceasta și chiar uh, am prins uh, o, uh, o, amploare destul de mare față de mine versiunea asta de când am început seria de Magical le să zicem așa. Bun, hai să vedem dacă a trecut o RTP. Ia să vedem, Matele a într-o zonă destul de decentă, o să mai stau eu bineînțeles poate o camera să caut, mai mult am ținut foarte foarte mult să vă anunț. Poate ne vom juca și pe live-ul de mâine, nu știu când eu când filmez episodul, e sâmbătă, nu știu când o să-l postez. Ia să vedem puțin că aici bine pe parcurs ce pot să spun fraților, uita așa frumos, ne urcăm noi aici și mergem să vedem. Și chiar mă bucur frate că nu e lag, frate. am 90 de FPS-uri, filmez cu obiesu, totul e bine fratele meu. Uite zona asta pare destul de interesantă și eu zic că ar merita uh, să o încerc să fie a mea, să zicem așa. Deci da, cred că o să încep să am foarte multe chestii, hai să vedem dacă mă lasă să pun și protecția evident. Momentan v-am spus, o să uh, stabilesc aici, apoi mai vedem. Și iată că aparent cred că s-a pus, nu? Cred, nu știu, sper. Protecție ai pus, uite, ai pus protecția, și să înțeleg. Bine, am pus două protecții, dar asta e se mai întâmplă. Bun. Hai să facem rapid rost de niște lemn, pentru că momentan am primit doar un ternăcop. Eu zic că e destul de interesantă zona asta și ar merita încercată. Sper să nu fie problemă cu ceancurile. Dacă în caz că o să fie, hai să scriem și salutare tuturor. Hai să-i salutăm și pe băieți aici. Să vadă dacă intra twisterul aici, twisterul veteran. Uite, salut, zice Kent. Să ne mai știe cineva, fraților, salut. Uite, trei zile, zice băieții twister. <laughs> așa, mă mai știe încă lumea, frate Chiar joc de foarte mult timp pe serverul ăsta Și pot să zic că am, 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 am prins așa o atracție foarte, foarte mare Nu doar prin simplul fapt că sunt prieteni, să zicem așa, cu dp uh, VIP-ul Nu trebuie uh, Man, mane Așa, deci de asta ziceam fraților, eu am prins o atracție foarte, foarte mare de acest server, joc de foarte mult timp, joc de 3 ani, de, zi, nu știu, de 2 ani, de 2 ani de zile joc pe serverul ăsta și chiar mă bucur fratele meu. pe alte servere pe, sau pe serverele abonaților, bineînțeles, o să mai joc așa din când în când, dar în momentan seria va rămâne pe serverul ăsta, să zicem așa. Bun, hai să fac aici niște beți eventual și să fac o lopată sau un ternocop ar fi, un de fapt am, atunci un top or, ar fi super super fine și uh, pot să-l pun aici, uite pe 4, mamă, deci uh, e bine pe versiunea 1.12, ce pot să spun. Și o să-mi pun eventual un set, un, uh, uite, da, și eu dau zis și un uh, time set day. Și o să fac chestii, o chestie, o să-mi dau și un set uh, home, mi se pare. Ok, stai, deci legat să scrie sau? legat și mi-am setat casa aici frumos, fraților. Bun, hai să punem toate chestiile. Noi deja avem diamante, deci încă de la început vreau să vă spun că aici aveți diamante, frate. Uite, avem și XP, deci totul e super, super fain. Uh, să nu vă credeți că aceasta este o promovare, v-am spus. Deci eu joc de foarte mult pe acest server și am zis, frate, hai să, să încep și o serie aici. Poate, nu știu, poate așa, din, uh, nu știu, să zicem, ocazional o să mai joc și pe serverele abonaților sau serverele voastre. Uh, chiar mi-ar face plăcere, știți prea bine că eu joc pe, uh, pe destul de multe servere, să zicem așa. Ok, hai să mă fac rapid atunci. Full diamond Na. Uh, Ok Să nu credeți că asta e o promovare Pe la server Pentru că știți prea bine că mai, Nu există live în care să nu joc Pe, pe serverul ăsta Ok punem aici 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 Ok Pareză sau sal fraților și mai avem mai avem mamă nu mai trebuie un dmd și o să ne... de fapt aia se mai întâmplă mi-am făcut și full dmd fraților în acest episod super super tare la final de episod vreau să vă mai prezint puțin și secțiunile pe care le găsiți pe acest server stai să văd o chestie m-am speriat sincer destul de tare uh, bun mai avem momentan să ne facem niște buse aș mai ar fi avut nevoie de de la fly nu am acces mi se pare uh, ok bun Uh, ce să mai fac eu acum, eventual să-mi fac, uh, uite că dacă tot avem iron și chiar primiți foarte multe chestii aici fratele meu, deci chiar primis foarte multe chestii, uite să iau eventual bețele, să pot să-mi fac, uh, deci tenelocom mi se pare că am, da, am și enchantat, dacă bine mi-aduc aminte, a ah, nu, e un normal, atunci să fac un topor, că doar acum am observat, nu trebuia să fac din lemn, dar aia se mai întâmplă, un topor, mâncare avem, Hai să iau și arcul ăsta de pici. De fapt, cred că o să-l iau cu mine. Uite, punem asta aici. Avem și ghiepăruri înceantate și ghiepăruri de deci tot ce vrei, fratele meu. Ok, hai să lăsăm ghiopările în casca că o să, o să se întâmple câteva sau o să fie câteva probleme și cred că o să-mi fac o să fac de căule eventualmente, și na. Mi se pare că aici mai avem să vedem puțin la Slash Warp, să vedem ce avem noi aici, deci avem așa. Warp, bancă, crate, custom items, uh, enchant, exit, uh, hits, jail, PvP, shop și uh, uh, vot crate. Bun, dacă dau un slash money, mi se pare, money, deci încă o dată repet, avem 2000 de dolari, bun, super, super fine. Atunci, cred că o să mă mai duc puțin la slash workshop, să vedem puțin cum e shop ul amenajat, pentru că sunt foarte, foarte curios. Ok, ok, mamă, ești nebun la cap și uite, nu mai e lagul care era odată și aici trebuie să mă pun aici sau? Zici așa, aici pentru shop, versiunea 18, aici pentru versiunea 1.12. A, ah, pe aici. Ok, super, fai. Deci băieții, fraților, uite -și pe Kent aici, prietenul nostru Kent, Hilo. Uh, bun, Ia să vedem ce găsim noi aici. Așa avem, frate, pentru versiunea 1.12, vă seama. Și mă bucur că, băi, mamă, câte chestii interesante sunt aici. Deci o să fie o serie super, super tare și sper să vă placă și vă, pentru că am și optii fine nu o să mai fie lag de acum încolo. Am și foarte, foarte multe FPS-uri. Bine, acum, momentan, sunt în warm-up. În warm-up, doamne, în... uite, 550. Mamă, cât de tare arată teracota asta, ești nebun la cap, prea genială. Uite, te tu câte chestii interesante găsim aici. Am vrut, vrut să mă duc la dămâdori, da? Uite, mamă, și chestia asta, lol, trebuie, mamă, cât costă. Uh, văd că avem și blocul ăsta, nu, aici momentan nu sunt adăugate. Atunci aici să încercăm să mergem prin partea cealaltă, aici momentan nu știu ce e, n-habar mm, n-am. Nu știu ce e acolo momentan nimic, sunt foarte, foarte multe chestii interesante. Nu știu de mă unde se găsesc, dar stai să vedem puțin. Dacă dăm slash din nou slash workshop, să vedem puțin, că v-am spus acest episod, în acest episod, vreau să vă prezint puțin, pentru că n am, n -am jucat. Shop un 8 mă lasă, să mă teleportez. Uite că totuși mă lasă pe un 8, fratele meu, deci aparent nu contează de versiune și de fiecare dată când intru pe un 8 am lag. Ok, deci un DMD, ne mai luăm un DMD. ce ne-ar mai trebui nou, fraților, momentan de casă, nu mă gândesc, niște căul aș vrea, dacă o să găsesc eu prinsă, uite căul acolo, deci na, ia să vedem, o bucată, băi, băiatule, stai că deja, Mai uitați cum se scuie aici, cum scad bănuții, hai să luăm 10 bucăți, să avem 9 și 10, ok, pe aici mai avem ceva emeralde, ca să vă puteți face protecție, însă momentan nu... Uh, mai am câte 500 de dolari. Cred că o să dau rapid un slash home, fraților. Uh, bun. Ia să vedem și momentan sunt jucători, frate, deci chiar mă bucur. Hai să ne facem rapid o cască, fraților, și dăm bătaie pentru că, na, nu avem timp de pierdut. Ok, am folosit și diamantele pentru o cască. M-am bazat aici frumos Full Diamond din primul episod, ca așa, așa, face Twister-ul, așa e big like pentru asta, fraților. Și apropo, nu uitați să apăsați și butonul de like dacă sunteți entuziasmați că o să începem din nou sau o să reîncepem seria de survival cu abonații. Și cred că, fraților, o să fac aici rapid niște o să iau Eventual Mamă Deci nu mai am lemn Dar dacă nu, Mi se pare că primiți și quartz Frate Deci asta e super super tare uh, Mamă Deci chiar uh, Vreau să încep o nouă, o nouă serie Pe 1.12 Dar cu abonații Frate Că n-am făcut uh, De foarte mult timp Și eu zic că, eu zic că Deep Rock E un joc uh, E un server destul de interesant nu că joc acum pe el și vă spun chestii de genul, nu, nu, nici într-un caz. Eu chiar v-am spus, joc de foarte mult timp pe server și mi-a făcut o impresie foarte, foarte bună, frate. Ok, și uh, mi se pare că avem chestia aia de le putem pune aici la pe versiunea 1.12 și cred că o să începem. O lopată aș -o vrea să-mi fac, să vedem dacă mai am. Aia, renuit avem aici. Acum, momentan, ne bazăm și din live-ul din ur... Urmă... Mamă, le nici nu am pus pe protecție. Din live-ul următor o să, începem să, o să încep să joc cu abonații, pentru că, na, așa e frumos. Ok, ternocop, topor, lopată, ah, așa. Ok, și aici, eventual, crafting table o să... Nu, lemnul o să-l las, uh, uite așa. Măcar o să mai ajungă și dăm bătaie, fraților, o să vedem puțin. Cred că o să începem undeva... Uh, uite așa acolo, văd că sunt foarte, multe vaci păi hai să mergem atunci, fraților, să luăm văcuțele din zona asta, pentru că, frate, chiar... na. Și din câte am înțeles, sunt și ceva probleme la Magical SMP, fraților. Deci și de asta, mare parte, nu prea am mai postat în ultimul timp. Frate, mă bucur că mă dă... Uite, găsesc văcuțe. Ok, hai am murit, așa, să vedem cât avem, câte piele, 3. Ok, poate că vreau, na, vreau să mă încetez cât de repede o să pot. Cu mâncare, vă dați seama, stați foarte bine pentru că, o cata văcuță, câte văcuțe, ești nebun prin zona asta. Bă, frate, stai că mă ventează văcuța, oh, unde te duci, prietene, dragă prietena Ok, avem 5, super, dar mamă câte vaci prin zona asta aici de bună, am găsit o zonă super faină. Aici cred că o să ne și stabilim pentru că, uite, avem și uh, un râu sau lac, cred că uh, râu, mai bine spus, sau lac, depinde acum. Mamă, dar câte vaci avem pe aici, fraților, deci chiar sunt, uh, suntem foarte bazați. Cred că ne înceatăm, fraților, că diamante avem, ne înceatăm și armura din episodul 2 sau în live-ul următor. Episodul de v spus, nu știu, o să postez eventual, eventualmente mai rar. Mamă, dacă se spawnează foarte multe vaci prin zona asta, fratele meu. Ok, uite, uite te și tu câte... Aici deci nu duci, nu duci lipsă deloc, frate, chiar e super fine. Ok. Să vedem dacă e activat microfonul, frate. Cum ar fi fost să nu fie activat microfonul? Acest episod o să dureze undeva până pe la vreo 15 minute și la final... O, oh, toată fac ce fac aici. La final vreau să vă prezint puțin și secțiunile pe care le-am mai găsit pe server ca să știți unde alta să nu vă mai explic, explic pe fiecare live stream, să zicem așa. Și apropo, foarte, foarte frumos noul update, frate, că tot mi-a venit în minte. Deci chiar se vede că băieții depun efort în tot ceea ce fac și... practic, noi ar trebui să le mulțumim că, până la urmă, na, fac jocul mai frumos, să zicem așa. Deci, uite și, uite așa acolo, Sugar Cane, super tare. Ok, hai să vedem. Deci chiar mi era... O, am făcut și level 15, deci foarte, foarte simplu am făcut level 15. Bine, uh... Cu puțin ajutor sau cu puțin XP De deci, ce mare parte a curățat toată zona 23 fratele meu Aici să vedem, o fi și cineva Hai să vedem, să inspectăm puțin Aparent, după cum îi observăm, cred că o fi fost cineva prin zona asta Nu știu, Oare, atâva cum stă apa uh, Gen, abia aștept să se introducă și versiunea Și văd că au schimbat aici foarte mult Money, time, uite aici timpul cât am petrecut Sau cum, că nu vine aici Gen, stau de 15 minute pe server Nu, de 15 minute sau ci, au trecut doar 15 minute de când am început să intru pe serie sau cum că nu prea înțeleg, sincer, fraților. Deci, n-am. Na. V-am spus, seria asta o să fie doar, pentru live stream -uri. o să ne jucăm împreună și n v-am spus, în seria de Magic Girl SMP momentan nu se introduc persoane, din câte am înțeles de la băieți, de la băieții grei, deci, na. Ok, văd că mai avem acolo ceva sugar cane, e bine. Momentan, v-am spus, vreau să fac rost resurse și apoi să mă bazez. Și dacă în caz că o să intervine, nu știu ceva probleme cu SMP-ul, o să continuăm seria, o să, practic o să continuăm seria. Ok, momentan cam atât, vreau și o să dau un slash show și o să ne ducem probabil așa că de final la minat. Ok, vreau să fac și eu o mică uh, chestie, ceea ce iubește foarte mult Twisterul 18, o să ne și rămână, bineînțeles, avem deja 6 cărți, fraților, nice, o ducem foarte bine. Încă din primul episod, ce pot să spun, avem două, ghe două, două ghepăluri încantate și atunci o să începem fix de aici, frumos, să minăm. Hai să vedem puțin. Probabil că o să postez acest episod tot, nu știu, uh, sâmbătă sau mâine, nu știu, mă gândesc, mă gândesc, fraților, cum să, cum să fac sau cum o să am timpul. Probabil, nu știu, vedem. Vedem cum facem oricum. V-am spus, nu știu, când eu îl postez, eu îl filmez sâmbătă, să vedem cum, se, cum e cu notificările, chiar sunt foarte, foarte curios. O să văd eu cum o să fac. Oricum, acest episod nu o să mai dureze foarte mult pentru că deja filmăm de aproape 15 minute și nu are rost să țin atât de mult. Uh, deci, na, mergem pe momentan să vedem la ce strat suntem noi acum. Aș vrea să poate găsi ceva diamante așa din primul episod, ar fi super super fain pentru că momentan ne ducem destul de bine și dacă caz că e vreo problemă, avem eu acces și la home, deci e super super fain uh, și dacă aș mina mai tare, să dau și puțin sunuri mai tare la Ok, sper să mi dau de o protecție prin zonă. Am găsit și uite, și de, uite, tu deblochează noi achievement-uri pe aici, fraților, pe binez. Ok, mergem puțin la minat. Na. Și tot, tot, ce pot să spun? Sper să vă placă, pentru că v-am spus, eu chiar simt nevoia să, să joc, să filmez cât mai multe clipuri alături de voi, pentru că îmi face, face, mare plăcere când văd că ne strângem acolo cu toții, ne jucăm, ne distrăm, chiar dacă mă bateți aia e, zi, deci, nu ar trebui bine, glumesc acum vă dați seama, tot îmi place foarte, foarte mult, ia să vedem puțin să dăm aici F3, aici văd că avem ceva, 3, uite așa, Mamă, dar e foarte mult dart, nu-mi place, să văd atât de mult. Dirt. Suntem la stratul 65. Atunci ce o să facem noi o magie, ne ducem noi așa frumos în jos aici. Până la stratul, nu știu, să vedem 55, Mamă, am ești de bun. Ok, și ne ducem noi așa frumos. Sper să nu pică în lavă, ar fi super sper nostru să pică în lavă. Chit că nu e foarte foarte ok, dar aia se mai întâmplă. Dacă pică în lavă, dau rapid, home. Sper să mă lase că uh, parcă vezi că nu uite iron, e bine, dar oricum de are în momentan nu mai prea. Deci ar trebui să iau iron pentru că n-am... Uh, sau, dacă Au, aici... oh, fost și puțin lag din câte observ. Uh, și cu FPS-urile pot să zic că stau destul de ok. Eu zic că se vede super fain pe filmare. Ok, ia să vedem. Poate mai am și eu lag. Să vedem puțin aici. Uh, Andrei... N am crezut că Andrei vrea. Și să mai la Twister, Twister, Twister. E bun, e bun. E bine, e bine. Noi suntem la stratul 34. Cum ar fi să mor în primul episod, fraților? Uite, ok, am rezolvat și cu... Uh, și problema cu cu luminozitatea. Da, deci o să mai stăm puțin. Uite, așa aici mi se pare că primiți și warp crate-uri. Asta e super, super, sau ceva key, nu warp crate-uri. Daily să nu mai știu, că știu că pe Gamster mai era chestia asta. Dacă bine mi-aduc aminte, că jucam Skyblock, dacă vă aduceți aminte. Na, da, nu e prea bine ce fac eu acum, dar încercarea moarte n-are, fraților. Hai să vedem puțin. Suntem la stratul 14, deci poate găsim cum ar fi să un fix de diamant acum. 13, 12. Bine, să vedem dacă găsim diamante, frate. Vă dați nu stau foarte mult laminat, dar a venit așa puțin să vedem dacă poate dăm de diamante. Sau stăm eventual până se duce picul, vedem, vedem cum facem, facem episodul de 20 de minute, că așa e frumos, nu? Dacă tot am făcut anunțul să ne și jucăm, nu? Că așa e frumos. Da, și survival pe alte servere, bineînțeles că o să mai joc, dar așa rareori. Dar seria o să rămână stabilă momentan, dacă nu o să intervine ceva probleme pe serverul acesta. Și clipuri, bineînțeles, din serie nu știu dacă o să postez neapărat, pentru că până ne strângem cu toți, până un altă e foarte, foarte nasol. Așa pe live-uri, în schimb, poate mai primiți notificare și o să încerc să fac să nu dau greș când în momentul în care încep și toate cele, ca să se trimite, ca să trimite youtube notificări și toate cele. Că în mare parte am văzut, am testat și de obicei trebuie să facem mai multe mișcări acolo. Dacă vreți, vi le scriu în privat, uite că chat a fost... Uh, uh, a fost curățat. Uh, uite, am găsit și la e bine. E bine că am găsit la la telemeleu, că o să avem nevoie. Că poate din live-ul următor ne vom înceanta, cine știe. Hai că mai așteptăm puțin până o să se ducă și pigul și vedem. Poate, poate avem șase la diamante, cine știe. Deși nu prea cred, fraților, pentru că nu am eu bulanul ăla. Ia să vedem puțin aici ce, ce reușim să facem. Mergem o linie dreaptă. Mă, ce curăță ceatul, băieți, aici ești nebun la cap pro player, că se Bun, hai că am avut și pic dacă e bun. Hai să dăm rapid un slash show, fraților, ca să nu rămânem aici. O să dăm și F3. O să punem resursele pe de care am făcut rost. Vreau să fac mai întâi și un, un ba chiar două o să fac eventualmente. Uita, uite, punem așa frumos. ca să am în care nu de alta. Uite, spargem aici. Pac, pac. Ok, și aici punem așa. 9, 21, și punem aici așa frumos să avem mâncare nu data pe data viitoare. Eu o să dau acum fraților un și să vedem ce secțiune mai găsim pe server. Cam așa arată și hub foarte, foarte frumos. Văd că m-a dat de da da dar na, poate e de la mine. Avem survival pe care am jucat. Avem Skyblock momentan. Hai să vedem ce, mai se, mai, ce se mai întâmplă pe Skyblock. Ce vă, mai mai duceți aminte de casă, căsuța asta, fraților? Mm. Mai știți cât am lucrat? Mamă, cât am lucrat la ei de bun. Și eu zic că a ieșit super, super faină căsuța. Chiar, na, și acum nu folosesc nicio textură, vă dați seama ce. Eu zic că, na, chiar a ieșit foarte, foarte frumoasă. Skyblock, nu știu, momentan vom vedea momentan vom vedea. Uh, hai să dăm rapid un slash hub din nou. Uh, avem și chestia asta cu art, frate. Deci dacă dai, poți, uite, dacă vreau să dau acolo, mă dă fix aici. mă dă fix unde vreau. Avem așa, creative. Pe creative, nu știu, nu avem, nu ar prea ar avea rost să intrăm. Momentan aici cu ploturi, uite, toată lumea aici desinează, Pikachu, construcții super, super fine. Uite aici un spawn, uite, spawn ăsta că e un fel de spawn. Acolo tot se lucrează, băieții, probabil și builder un în alta. Hai să dăm rapid hub. Uh, bun, hai să vedem ce mai găsim așa. Uh, Skype PVP, Skype PVP, bundez că totul s-a schimbat, uite, s-a schimbat Hub-ul de la, de, la, de la ultima dată, pur și simplu vă duceți aici, a primit skit puteți să dați și slash, hai să vedem și la ce, ce kit-uri găsim aici, kit start, pur și simplu dați kit start și îl primiți, uh, hai să zicem rapid la hub, să nu mai scriu de fiecare dată. Uh, așa. Parcur, știți pe mine că pe parcurul tot așa a rămas, doar spawn ul poate să schimba, pe pvp am jucat, factions iarăși, nu știu de factions, m-ar gândi, momentan nu sunt foarte, foarte mulți player, dar mai bine survival decât factions după părerea mea. Ok, hai să dăm hub, spawn-ul e genial de spawnul, frate, e, e, nu mi se încarcă ceancurile, frate, vă voi vedeți cât, câte chestii are adăugate și toate cele, vă dați seama că e super, super tare. Bun, și acum ne vom duce la factions arcade, aici e, nu sunt mini mele preferate. Opa, deci ce m-a la uh, Arcade? Nu mă lasă, oare, sau? Ah, uite, A, uite, m-a dat aici, super tare. Și apăsăm pe busol. și aici avem, așa, paintball. Știți pe mine când ne jucăm pe fiecare la este 1 vs 1. Uh, split, vă spun nu m-am jucat niciodată, dar o să cer pe data viitoare. Parkour și Survival Games, uh, accesabil. Oh, deci, deci nu mai putem, deci, momentan, la Survival Games, uh, din câte am înțeles, se lucrează. Sau o să se lucreze, nu știu uh, kept, Capture, mamă, ăsta nu m-am jucat deloc Momentan e, cred că, mentenanță uh, Build-ul pentru și YouTube aici iar așa. Super tare, mare parte, fraților cam ăsta, cam ăsta a fost acest episod Eu sper că v-a plăcut, a fost un episod Foarte, foarte special, după cum mi ați observat uh, Și mă bucur și sper că v-am adus Un zâmbet uh, Pe față că uh, Totuși am reușit, am reușit să reîncep această serie uh, inițial nu vrut să sem Pentru că vă dați, am am vrut să mă acces mai mult pe Magical SMP, însă am decis că Magical SMP o să postez mai în fiecare zi cu câte un episod de Magical, de Magical SMP, iar live-ul -o, o să fac tot la două zile și fiecare, de fiecare dată o să încep să joc cu niște, niște survival sau și de ce nu poate niște minigimuri, într-o zi poate jucăm survival cu abonații uh, și jucăm alte minigame pe alte server, într-o zi jucăm nu știu, minigame pe serverul ăsta și nu știu, survival pe un server al unui abonat. Vom vedea. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru suma de uh, 1000, că vă mulțumesc foarte mult că m-ați ajutat să ajung la suma de 1300 de videoclipuri fratele meu. O să fac oricum un episod special și noi vom auzi data viitoare. Ciao! Respect!